Curt acum, Cheetah, cimpanzeul care a făcut istorie în filmele cu Tarzan din anii 30, a murit. Primata avea 80 de ani, dar își încheiase cariera cinematografică la sfârșitul anilor 60. De atunci trăia în Florida, într-un centru pentru animale. Îngrijitorii săi spun că îi plăcea foarte mult să picteze și să se uite la fotbal american. Maimuța a fost aleasă drept companion în filmele cu Tarzan pentru că putea merge în două picioare și se înțelegea foarte bine cu oamenii.